Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Partidul România Mare, filiala Făgăraș, se pregătește ca toate formațiunile politice pentru acest an electoral care se anunță unul destul de greu și extrem de dificil, mai ales că pe scena politică sunt frământări majore, mai ales că politicienii acum se întrec în declarații care mai de care, atât politice cât și pe seama gestionării gerului și viscolului care a pus stăpânire pe zonele din România, în special cele sudice și sudestice. Toate aceste probleme referitoare la politica Partidului România Mare le vom discuta în această seară cu președintele formațiunii locale, colonelul în rezervă Gheorghe Serendac. Bine ați venit, domnule colonel! Bine v-am regăsit, doamna director, și la mulți ani cu sănătate! Pentru acest an, că nu, sigur, ne-am întâlnit pe post. Da. Interesant este, așa cum spuneam în debutul acestei emisiuni, evenimentele care țin capul de afiș al știrilor din România. Politica se împarte cu gerul. Da. Cum priviți toate aceste aspecte? De la bun început vreau să fac o remarcă. Și în această situație, singura alternativă la Băsescu este Vadim. Și asta a fost afirmată de către cine? De către scriitorul Mircea Cărtărescu la 1 august 2008. Și ca atare, aceste probleme se vor rezolva, repet, numai de către un președinte care ține cu poporul. De fapt, interesul național al domnului Vadim l-au copiat alții, inclusiv Băsescu și inclusiv cei doi copreședinți ai USL-ului, al socialiștilor și ai liberalilor. Și în această situație s-a vehiculat ideea, domnule, să-i dăm cei care sunt la guvernare, să-i dăm înainte cu interesul național, pentru că ține. Ei n-au fost crezuți. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu țara noastră, cu protestele, cu gerul, zăpada. La știri a fost dat a fost publicată un anunț că armata a intervenit pentru a salva. Dar unde mai este armata acum? Unde mai este? Și s-a făcut afirmație că un tab a salvat pe o femeie din zona Focșanilor, Buzău. Acolo era o mașină de luptă a infanterii, așa se numește în limbaj militar. E o mașină șenilată și a putut interveni. Altfel, tabu cu roți de cauciuc nu putea să facă față. Dar de ce așa de târziu s-a pus problema intervenției armatei? Pentru că nu sunt utilaje, nu mai sunt. Dumneavoastră știți că fiecare unitate din armată aveau subunități de geniu, inclusiv autogredere. Puse pe butuci de politica făcută în ultimii ani. Absolut, că nu mai avem nevoie și din cauza, uitați aici, dacă ferească Dumnezeu, dacă se întâmpla acest lucru în țara Făgărașului, unitatea militară 1041 nu avea cu ce să intervină. Și din cauza pentru că a rămas un simplu centru de pregătire. Dar pe noi se pare că Dumnezeu ne iubește zonă, munții sunt pavăză în calea viscolului și a zăpezii. Țara Făgărașului este situată în depresiune, care o avantajează. Da. În altă ordine de idei, știți foarte bine ce se petrece pe scena politică. De fapt, ce fel de premier ar trebui pus acolo în fruntea guvernului? Politic sau tehnocrat? Ce credeți? Stimată doamnă, populația țării românii s-au săturat de partidele politice și de politicieni, pentru până la această dată nu au făcut absolut nimic și este rândul Partidul România Mare să facă dreptate. Dar și românii să le redea românilor demnitatea în piața universității din București și din celelalte locuri din principalele orașe ale țării. Au cerut lucrul acesta, demnitate,
libertate. Dar președintele dumneavoastră al Partidului România Mare face politică la Bruxelles. Nu este tot un fel de politică? Sau dumneavoastră nu sunteți politicieni, cei care faceți parte din Partidul vedeți, România dacă Mare? Nu, dacă nu este în Parlamentul țării, unde vocea poporului trebuie auzită, bine, la Strasburg, la Bruxelles. Să acolo ne amintim de ce nu e în Parlamentul țării. Păi a fost fraudat. Răbdarea. În 2008 a fost fraudate alegerile și ca atare nici pe plan local, la Făgăraș. Nu s-a dorit acest lucru. Absolut, nu s-a dorit. Pentru că, repet, lumea nu mai are încredere în politicieni și vrea o schimbare. Prima cerință, jos Băsescu, jos Boc și alegeri anticipate. S-a îndeplinit acum abia a doua cerință. Dacă reprezentanții ai partidului dumneavoastră pe care îi reprezentați ar fi făcut parte din administrația publică locală sau de când nu au făcut parte sau nu au făcut parte deloc, ce ar fi făcut pentru această zonă, spre exemplu, sau mai bine zis întrebarea care se desprinde de aici, ce le lipsește făgărășenilor în ziua de azi cu actuala conducere și cu conducerile care s-au perindat de la nivel național? Întrebați sau la nu, nivel? Nu, la făgărășeni mă refer acum. Stimată doamnă, problemele făgărășenilor sunt și ale întregii țări. Se răsfrâng. Se sigur că da. Pensii, salarii, locuri de muncă, locuințe. Pentru că nu s-a dorit să se îndeplinească acest deziderat al românului. Demnitatea. Dumnezeu, pentru ce am muncit? Să mi se respecte dreptul la pensie. Pentru că eu ca militar am fost depunctat. Nu s-a aplicat legislația Uniunii Europene, legislația NATO privind pensiile militarilor. De ce? Nu se aplică în țara noastră? Asta în condițiile în care populația, vă întrerup puțin, întotdeauna credea că militarii sunt o categorie privilegiată și au parte de venituri la pensie peste media celor pe care le au mult de rând. Nu e, deci este o exagerare. Este o exagerare. Această exagerare a venit din partea ex-premierului, ca să mă exprim așa, Boc. Pentru că a căutat să dezbine componentele societății românești și a reușit, dar aceasta la îndemnul lui Traian Băsescu. Cererile făgărășenilor sunt aceleași ca și ale tuturor românilor. Nu sunt bani. Uitați câte produse sunt în galantar. Și vă refereați la pensionari pentru că ei formează absolut categoria majoritară, da, în zona noastră și defavorizată. Că toți care s-au perindat la conducerea municipiului au spus că vor face un parc industrial. Unde este acest parc? El există, dar este liber. Dar lipsește de săvârșire și ca atare locuri de muncă sunt puține, locuințe nu mai vorbesc, nu se mai fac. Uitați ANL-ul. Ce a făcut pe strada Câmpului. Nu este finalizată această activitate. Când vor fi bani? Când vor fi bani? Și când vor fi bani? Municipiul nu va primi bani, într-adevăr, de la județ, pentru că este un liberal acolo, inginerul Cancescu. Și Catarii va acorda în final. Dar dacă a fi fost un pedelist, nu a fi. Și este păcat, pentru că alocarea sumelor pentru bugetele la comune, la municipii... Păi la nu știți, orașe... vă întrerup iarăși, dacă era un pedelist, dacă nu primea, pentru că s-ar fi putut să primească direct de la guvern, fiindcă asta nu da primea de la Consiliul Județean, da, tot pe baza acestor da, lupte politice. Asta, Oltean, secretarul general al partidului, cum s-a adresat bistrițenul care l-au mandatat pe acesta și uitați, ați văzut ce epitete și după aceea cere scuze că n-am vrut, e tardiv. Și acum cred că PDL-ul va dispare. Am și eu cunoscuți în PDL, ca oricare, când trăim aici într-o comunitate, ne dăm bună ziua, dar nu-i devine cetățeanul simplu, devine cei de sus. Fiindcă aș vrea să rămânem tot la același subiect, pensii și salarii, și fiindcă vorbează democrati liberali, cei care guvernează România în acest moment, știți bine că la debutul protestelor în stradă, da, reprezentanții Partidului Democrat Liberal au ieșit cu declarații, inclusiv premierul, inclusiv nume sonore din Partidul Democrat Liberal, potrivit cărora pensii
pensiile și salariile cresc în 2012. Ieri a venit șeful misiunii Jeffrey Frank la București, care a spus că nu cresc pentru că nu există bani la buget. Uite, banii nu sunt bani, oamenii rămân stupefiați de aceste declarații. Cine a spus prima dată? Doamna ministru a muncii, Sulfina Barbu, că dacă vor fi creștere economice, a mai venit și alt demnitar și în final Băsescu a spus că nu. Că nu sunt bani. De unde? El nu cunoaște asemenea sursă pentru a mări pensiile și a mări salariile. Și ca atare s-a apelat iar la Fondul Monetar Internațional. Se va primi o tranșă de 2 miliarde de dolari din cele 5 miliarde pentru acordarea pensiilor, pentru acordarea pensiilor și salariilor în luna martie. Și vedeți, a plecat Jeffrey Franks. Și s-a înlocuit guvernul PDL, a demisionat. Se pune în problema acum, cei de la UNPR ce fac? Cei de la UDMR ce fac? Pleacă? Rămân? Asta se pune întrebarea. Guvernul seama că a demisionat. Acele cărți vor fi făcute tot pe un temei politic, vor fi făcute acolo la București, iar românii se vor supune, așa cum spuneam, domnule colonel, în an electoral. Au apărut știri potrivit cărora, dacă vorbim despre Partidul România Mare, despre organizația județeană, Cristian Stănescu, președintele acestei organizații județene, dorește ca partidul și filiala pe care o conduce la nivel de județ să vină cu noutăți în acest an electoral, adică să prezinte liste de consilieri locali, județeni și primari. Dânsul chiar și-a exprimat dorința de a candida pentru o funcție în Consiliul Județean Brașov, de ce nu ca și președinte, spune potrivit comunicatului de presă remis. Ce se întâmplă? Fiecare partid dorește să aibă reprezentanți în mini-parlamentul local, ca să mă exprim așa, în Consiliul Local. De ce? Pentru că cu cât sunt mai mulți reprezentanți ai diferite partide, cu atât abordările de probleme și rezolvarea lor se face mult mai bine în folosul cetățeanului. Vedeți? Dacă sunt din două formațiuni politice, se ajunge la o înțelegere mult mai profundă. Dar așa, dacă sunt din paleta, e destul de largă, atunci nu mai poți să faci ceea ce vrei tu. Intenția domnului Cristian Stănescu de a candida la primăria Brașovului, la președinția Consiliului Local, județean, poate și ca deputat din partea PRM în Parlamentul României, este binevenită, pentru că noi, Partidul România Mare, trebuie să ne recucerim locul pe care îl merităm în conștiința românilor. De ce? Pentru că acest partid întotdeauna a fost perceput de oameni ca un partid corect. Vadim i-a aruncat peste bord, ca să folosesc un termen marinăresc al lui Traian Băsescu, pe cei care au început să umble cu, scuzați termenul neacadem, fofârlica, să voteze cu cine nu trebuie, să facă alte probleme și ca atare, intenția domnului Cristian Stănescu este binevenită. Și noi la Făgăraș, noi suntem în faza de a întocmi listele cu consilierii noștri și la momentul oportun ne vom prezenta. Cum stau toate aceste organizații, din câte știți dumneavoastră, la nivel de județ? De ce nu în țara Făgărașului? Ați fost chemați la raport de domnul Cristian Stănescu pentru a vă prezenta practic am avut efectivul? Am avut o întrevedere săptămâna trecută la sediul Partidului România Mare din Brașov și ca atare am expus problemele care ne preocupă. Și care sunt acelea? Acestea. Ce putem face noi pe plan local pentru Făgărașul acest? Cu cine veți merge în campania electorală? Către ce vă îndreptați? Deocamdată, ce vă spun, încă nu am discutat această problemă. Nu am discutat. Dar din experiența anilor trecuți, cu cine v-ați dus? Cu i-ați dat voturile până la urmă? Da, am dat voturile socialiștilor, Partidul Social Democrat.
Din ceea ce cunoașteți ca și opțiunea președintelui Vadim Tudor, cu cine credeți că veți merge acum? Pentru că uitați-vă, protocolul Uniunii Social-Liberale este particular, se respectă doar în anumite zone. Iată că la noi la Făgăraș se pare că socialdemocrații au ieșit cu această veste, că vor candida pe liste separate. Separate. Vedeți dumneavoastră, la nivel central, liderii USL se înțeleg foarte bine. În teritoriu, altfel sunt problemele, pentru că aici, în teritoriu, sunt adevăratele probleme ale românilor. Și ca nu cunosc anumite aspecte din USL, dar nu știu de ce USL-ul nu îl abordează pe Vadim, pentru că ar primi un ajutor de nădejde din partea, dezinteresat din partea lui Vadim Tudor și în special la Partidului România Mare. Este total ignorat. Este total ignorat. De ce lucrul acesta? Pentru că ei vor și la ora actuală, cum a fost și anii trecuți, să guverneze. Dar să guverneze cu ungurii. Și a spus domnul Vadim, pentru că UDMR-ul este o formațiune ilegală și a figurează în catalogul ONG-urilor. Mi se scris la tribunal. Stați puțin, dacă ați vorbit despre UDMR, ar trebui discuția să fie punctuală, adică actuala guvernare a țării, ceea ce presupune guvernul PDL, cuprinde formațiunea UDMR, pentru că înainte au fost chemați la discuții și au mers cu democratii liberali. Dacă pomeniți de USL, lucrurile s-ar putea schimba, dar nu se știe nu cum se știe. Absolut. Uniunea Maghiarilor n-ar veni și cu USL în cazul dar acum, accesului știți, la postul până la urmă. La ora actuală UDMR-ul deține o treime din funcțiile importante ale statului român. O treime din funcții, vedeți, peste tot. Sunt miniștri secretari de stat, subsecretari de stat, așa, Tanțoș Barna, așa, care este la secretar de stat, mi se pare, la agricultură, pe acolo. Ce le reproșați formațiunii UDMR privind accesul la aceste funcții? Pentru că știm, ministrul sănătății este UDMR, ministrul mediului Laszlo Borbély este UDMR, mai sunt o groază de miniștri care... Ce v-am spus, că o treime sunt... Și vi se pare că activitatea lor nu este una corespunzătoare? Nu este corespunzătoare în folosul întregii țări. A românilor, sunt pur și simplu ignorați. Bun, de ce? Dacă e să vă dau un singur exemplu și vă întrerup, Laszlo Borbély la mediu, iată, s-a amânat taxa auto, vi se pare o decizie populistă? Asta e populistă, categoric. Este populistă, pentru că UDMR-ul întotdeauna a șantajat. A mers, întotdeauna este la guvernare. Din vremuri de demult, ca să mă exprim așa. De ce lucrul ăsta? Pentru că ei înclină balanța. Băsescu în 2004, când a format guvernul, a spus că ia la guvernare inclusiv UDMR-ul. Este bine, erau alte partidele care au situate mult mai bine. De ce? De ce lucrul acesta? Cum să zic eu, nelipsiți la guvernare. Deci nu se treacă în opoziție să vadă și cum e. Toată lumea știe că Partidul România Mare, cu ghilimele de rigoare, dacă domnul Vadim Tudor de fiecare dată când a ieșit pe post a avut anumite nesimpatii pentru această minoritate, știți că reprezintă un segment important de vot și ecuația în urma numărării voturilor a scos la iveală faptul că această formațiune are acces acolo sus, la centru, la conducerea acestei țări, știți foarte bine ca și mine, dar dacă tot pomeneam despre această formațiune politică, prin comparație, practic Ministerul Sănătății a fost transferat tot de la un maghiar la un alt maghiar. Cam ce reforme ați văzut că s-au îmbunătățit prin acest transfer? Nu s-a făcut niciun fel de reformă. Toate lucrurile au rămas așa. Fiecare a dorit să-și mențină ministerul respectiv. Ba, poate să ocupe și alte funcții, cum a plecat a fost demisă doamna Andreea de la Secretariatul General al Guvernului. Au pus un ungur acolo.
Este... Bun, ce pericol, dacă tot discutăm și să epuizăm acest subiect, ce pericol credeți că ar putea reprezenta această minoritate pentru guvernarea României? Ar fi, să zic așa, o întrebare care s-ar desprinde din politica pe care o face Partidul România Mare. De ce? Pentru faptul că în județele respective, cu, unde sunt etnici maghiari mai mulți, așa, limba română nu mai este pe locul întâi, este pe locul doi. Și cei care dau, vor să ocupe funcții în administrația locală, județeană, trebuie să dea examen în limba maghiară. În țara mea să se dea, să facă acest lucru. Pentru că în altă ordine de idei, dumneavoastră vă puteți numi făgărășan deja. Sunteți venit de o groază de timp aici. Din 82, da. E corect și nu cred că ați avut divergențe sau, să zic, conflicte cu etnicii maghiari din Făgăraș. Nu. Și nu cred că aveți aversiune față de această... Nu, e vorba de la capetele înferbântate, doamnă. Capetele înferbântate. Dar e frumos ce a făcut acum un an sau când ăsta... Barna, Cichi Barna cu Păpușa reprezentând pe Avramec, dacă făceau românii așa ceva, ce ieșea, doamnă? Ce ieșea? Da, corect. Nu sau stema Ungariei pusă pe frontispiciul unui liceu din Gheorghen, mi se pare acolo. E bine? Da, acolo... Să se respecte simbolistica, arhitectura, nu știu ce. Așa sunt cu... N-a intervenit nici președinția, Ministerul de Externe, cu echipa de hoghi. Ce vin a avut băiatul ăla român acolo care a spus, dați-mi și mie, mă rog, a vorbit în românești. Nu l-au ignorat, l-au bătut acolo. Dar e foarte simplu de ce n-a intervenit președinția, pentru că axa vedeți puterii... Vedeți? Tocmai de asta, pentru că să nu supere UDMR-ul. Dacă pleacă UDMR-ul, cade. Și Băsescu nu cade. A căzut Boc. Pentru că a fost un, așa, un premier care i-a executat ordinele în tocmai, cum spuneam, dată și la timp. Altul nu va mai fi ca el. Dar se pare, se vehiculează, a plecat femeiul, da? Și i-a lăsat lui Băsescu ce trebuie să facă acolo. Se vehiculează ideea că să fie un tehnocrat. Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la femei, care este văzut foarte bine și nu este exclus. Ministrul de Justiției Cătălin Predoiu va ține interimatul până când se vor rezolva problemele. Ungurii vor ca tot în iunie să fie și alegeri locale și parlamentare. A picat, cred că știți, comasarea alegerilor a picat. Bine, dar ei vor lucrul acesta, deși dintr-un singur tur să fie primarul ales, gata, și mai e treabă. Vă referiți acum la codul electoral care încă nu a fost promulgat și care categoric ar însemna alegerea primarului dintr-un singur tur. Dacă nu se respectă ceea ce vor, așa ei vor părăsi. Și nu, cred că nu e nebun Băsescu să facă acest lucru. Va ceda și a mers din cedare în cedare. Asta e o situație care oricine o poate vedea și o poate comenta. Pentru că sunt... Ce mai? Băsescu e șantajat. La toate aceste frământări politice despre care vorbiți dumneavoastră, asistă și făgărășenii, asemeni tuturor românilor. Da. Dumneavoastră reprezentați o organizație locală a Partidului România Mare în Făgăraș. Circulați în diferite locuri, atât în Făgăraș cât și în zona rurală. Da. Este imposibil să nu stați de vorbă cu o sumedenie de oameni care ce vă spun? Ce îmi spun, doamne? Ce-și doresc din acest... Ei doresc, așa, ani. Toți, cum am precizat și de la bun început, doresc să plece Băsescu, nu regimul Băsescu, dar vă aduceți aminte când a mai fost acum câțiva ani în studioul dumneavoastră, 75% dintre cetățenii țării Făgărașului au votat cu Băsescu. Au votat cu Băsescu. Și ca atare, acum ce i-a regretă. Orbit? Ce i-a orbit, domnule colonel? Ce să-i orbească? Faptul că majoritatea primăriilor din județ sunt conduse de primari. Ori într-o comunitate rurală... PDL. Așa, da, PDL. Comunitatea rurală nu votează partidul, votează omul. Ăla dacă își vede de treabă,
Normal că satisface cerințele oamenilor, dar totuși este greu. Nu primesc la timp alocațiile. De ce acei primari s-au regimentat la PDL? Pentru că li s-au promis multe și au primit și fonduri. Fiindcă vorbeam despre faptul că dumneavoastră circulați și în zona satelor, comunelor, țării Făgărașului, la o scurtă privire și comparație, ca și apartenență politică a celor persoane care gestionează administrațiile publice comunale, puteți să ne spuneți ce schimbări de fonduri și de investiții vedeți în comune dacă aceia sunt majoritar PDL în comparație cu ceilalți care sunt PNL sau de la alte partide? N-am văzut, să știți. PSD? Nu. De multe ori circul spre Hârseni, spre Recea. Iată, două primării PDL, una PNL, Șoarș, nu. PDL? Nu am văzut, toată lumea... Se vede ceva? Nu se vede. Oamenii cer introducerea apei potabile, a gazului. Dar la Recea s-a făcut o sală de sport foarte frumoasă, un stadion, au fost niște bani europeni. Toată lumea e mulțumită. Dar se folosește? Se folosește de către eleve din comuna Recea, dar mai puțin, să vă dați seama, e făcută, este foarte frumoasă și este apreciată de săteni. Iată, dar bani primiți de la guvern direct, de la doamna Udrea, absolut, care a venit și a tăiat panglica la Recea. Dar drumul nu este, și acum cum trebuie, și acum în anul acesta electoral se va asfalta. Se vor asfalta multe drumuri comunale. Uitați-vă, ați fost, sau reporte dumneavoastră, au fost de la Sășciori spre Săvăstreni, Iași, ce drum este, Sășciori, Berivoi, ce drum este, sau Sășciori, unde e mănăstirea, Dejani, ce drum este. E dezastru. Plin de gropi acolo. Sau de la Șoarș. Vă întrerup un pic. De ce Sășcior deja nu e asfaltat și restul sunt asfaltate? Pentru că aparțin tot de comuna Recea. Priorități sunt drumurile județe.